În ceea ce îl privește pe domnul Cătălin Predoiu, cred că asistăm de această dată la altceva. Ea spune, Cătălin Predoiu, soluția sperioasă. Domnul Cătălin Predoiu face front comun în acest moment cu doamna Firea, refuzând confruntările televizate cu subsemnatul. Măcar doamna Firea a mai fost la o emisiune la Digi24, dar bănuiesc că a deranjat-o foarte tare acea emisiune. Domnul Predoiu refuză să stăm față în față pentru a discuta despre programele pentru București. Iar felul în care au declinat amândoi participarea la emisiunea de pe B1 TV de mâine seară, la care aș fi putut participa și eu, mi arată că asistăm la un blat pe modelul USL făcut de Gabriela Firea și Cătălin